Avem aici ligheanul cu pui, așa se numește ăsta. Și vreau să vă arăt câteva piese de rezistență. Ia uitați aici o gâgâlice, dar care nu prea se vede. Uitați, moț. Ăsta este un metis din niște ouă de la un prieten. Ia să mai vedem ceva deosebit. Vedem aici un golaș. Deci golaș cu moț. Dar ia să-i vedem moț. Nu prea să vede. Ia uitați moț. Așa. Aici avem ciabosiro. Aici avem deja celebra pitică de corbeanca. Așa. Și începem să le dăm mâncărică pentru că ei trebuie să au eclozat. Și acum trebuie să înceapă să mănânce. Că nu pot sta foarte mult de la eclozare. E foarte cald, trebuie să mai ridic becul. Acum am văzut unul gâfâind. Deci, în momentul în care vedeți puii gâfâind, este clar că acolo este foarte cald. Și în acel moment, ridicați becul. Ia uitați aici un golaș. Nu prea se vede bine din cauza că... Cât a căciuluiul ăsta. Zici că e golașul cu căciulă rusească. Unii sunt eclozați de dimineață, unii azi noapte. Unul chiar de ieri e eclozat. În funcție de cum au eclozat, încep să și mănânce. Asta cred că totuși e din ouă de la mine, că văd că n-are nici moț, nici încălțătură, nici nimic. E un pui simplu. Și ăsta cred că face parte din gașca de corbeanca. Mai avem aici unul micuț. Ăsta este un mii de flori bobat pe negru. Îl băgăm aici între ei. Ăștia ceabu. Ăsta mititelul ăsta e scos foarte târziu. Dar se vede diferența între el și un căciuloid ăsta. Punem pe ăștia ceabu grupați aici așa, că ei sunt mai mititei. Haide mai. Uite încă unul ceabu pe care îl punem aici grupat așa cu ei. Acum o să încerc eu să... Ăsta mi-a sărit din cutie. Panorama asta mi-a sărit din ăsta. Mi-a sărit din cutie, a fost pus în cutie. Și efectiv a înghețat de frig. Și acum îl punem un pic aici, ca să se încălzească. Dintre toți, ăsta este preferatul meu. Nu e golaș, căciuluiul e foarte mare. Iarăși ăsta este mărișor și eclozarea nu s-a încheiat. Deci eclozarea nu s-a încheiat. Dar ăsta care a fost jos, ăsta e foarte rece. Ăsta trebuie să-l mai țin eu,
că tremură. Și atunci când tremură, înseamnă că îi este frig. Ăsta este eclozat încă de ieri. Mai avem aici un căciuloi mare. Căciuloi, vino cu acel. Ia să vedem dacă este golaș. Nu e golaș. Ăsta are sânge de strumski. Ia uitați. Le țin pumnii să crească mari. Sper să am și niște puicuțe frumoase printre ei. Acum să le dăm și niște apă și după aceea somnel.